mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Venim în fața botoșanenilor cu o echipă de profesioniști, cu oameni energici care vor reprezenta interesele botoșanenilor în Parlamentul României. Aici alături de mine sunt colegii mei, care sunt oameni minunați și vă vor duce problemele și preocupările botoșanenilor într-o luptă în Parlamentul României. Eu sunt onorată să reprezint din nou interesele botoșanenilor și vreau să vă asigur că nu voi precupeți niciun efort să fiu mesagerul botoșanenilor și să-mi pun la dispoziție toată priceperea mea. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor botoșanenilor pentru că ne-au susținut, pentru că au semnat lista Partidului Pro-România, pentru că ne-au dat încredere și sper că ne vor susține și în continuare. În campania care urmează, sper să-mi cunoașteți colegii care sunt și astăzi de față și să le acordați încrederea. Este momentul ca, prin vocea noastră, a celor de la Pro-România, să mergem către o Românie normală, nu către o Românie condusă de către oameni care pun pe primul loc doar interesul lor. Mult succes și vă rugăm să fiți alături de noi. Am să dau cuvântul să transmită mesajul și colegei noastre, Roxana Ciurcanu, care este pe locul întâi la Senat. Bună ziua, bine ați venit! Ne revedem din nou. Vom parcurge o altă etapă. După cum știți, voi candida la funcția de Senat, pe primul loc al formațiunii Pro-România, în noua ei formulă. Și consider că ALDE și Pro-România, prin fuziunea care va urma să se facă, va fi formațiunea politică care va reprezenta botoșanenii și care va face ca traiul celor din, și nu numai din Botoșani, va fi mai bun. Parteneriatul cu Mihaela Funcă și Pro-România reprezintă în momentul de față soluția pentru ca botoșănenii să vadă cu adevărat ce înseamnă să trăiești într-un oraș modern și un oraș european. Mulțumesc! Mulțumim!